Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să vă alăturați unei aventuri captivante pe două roți, în care vom explora prin intermediul imaginilor video tura cu bicicleta desfășurată prin satele pitorești din apropierea Bucureștiului. În această zi toridă de august am simțit nevoia să evadez din agitația urbană și să mă bucur de peisajele liniștite ale satelor din apropierea Bucureștiului, așa că mi-am luat bicicleta și am pornit într-o aventură pe două roți. Traseul meu a început din cartierul Berceni, de unde am pătruns pe drumurile județene, pedalând prin comunele Berceni, Vidra, Copăceni și 1 decembrie, pentru ca apoi să urmez drumul european 85, trecând prin comuna Jilava, înainte de a mă întoarce în București. Deși traseul a fost plin de peisaje frumoase și momente de liniște, căldura puternică a zilei și-a făcut simțită prezența încă de la primele pedale. Temperatura ridicată a transformat acest tur într-o provocare, iar pe măsură ce înaintam, am început să resimt din plin efectele caniculei. La un moment dat, în comuna Copăceni, am fost nevoit să fac o pauză și să mă opresc la un magazin să test pentru a mă răcori cu o băutură rece. Apa pe care o luasem cu mine se încălise atât de tare încât nu mai era băubilă, așa că această opire a fost mai mult decât necesară pentru a-mi recăpăta energia. Pe măsură ce mă apropiam de sfârșitul traseului, am redus ritmul, oboseala acumulată și căldura intensă făcându-se tot mai simțite. Cu toate acestea, am reușit să închei această tură de 42,4 km, care, deși dificilă din cauza condițiilor meteo, mi-a oferit momente de reflexie și de apreciere pentru frumusețea locurilor prin care am trecut. Această aventură pe bicicletă mi-a reamintit cât de reconfortant poate fi să te conectezi cu natura și cu simplitatea vieții rurale, chiar și atunci când te confrunți cu provocările unei zile călduroase de vară.